Facem o retrospectivă a săptămânii care s-a încheiat, a săptămânii de tabără. 3 zile și un pic am studiat Daniel. Sunt 3 lucruri care s-au spus aici. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim părinților care și-au trimis copiii aici. A fost o experiență absolut specială. Prima tabără care o încheiem cu Sfânta Liturghie. Peste 25, nu știu numărul exact, dintre adolescenți s-au spovedit și în dimineața aceasta s-au împărtășit. Tineri, 5 adolescenți au decis să-și predea viața Domnului. Aș vrea să-i punem în rugăciunile noastre. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. În finalul adunării am cerut fraților care organizează adunarea de astăzi îngăduința ca câteva minute să facem o retrospectivă a săptămânii care s-a încheiat, a săptămânii de tabără din locul acesta, la Săliștea Veche. Dar înainte de aceasta aș dori să citesc doar câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu pe care le-am citit și aseară la ultima adunare în locul acesta, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Sfântul Pavel spune: te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Repet, dar până acolo te rog fierbinte, zice Sfântul Pavel lui Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui. Și am vrea să spunem că prin tabăra de adolescenți care a avut loc aici la Săliștea Veche, la cortul Oastei Domnului din Cluj, în perioada 15-18 iulie 2021, aceasta ne-am străduit să facem, să stăruim asupra cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu toți cei care au fost aici. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să facem lucrul acesta. Că până când mai e libertate în seara aceasta și se mai poate, ne-am dat silința toți împreună, că a fost o muncă de echipă și am făcut acest lucru. Am vrea să mulțumim tuturor fraților și surorilor care au fost implicați în organizarea acestei locații. Nici nu ne dăm seama cei care n-am reușit, din motive obiective și n-am putut să ajutăm aici, dar nu ne dăm seama ce au făcut cei care au fost aici. De la săpat șanțuri, la tras conducte, la întins cabluri, la semănat gazon, la... Deci o muncă titanică. Mulțumim că v-ați dedicat pentru asta. Și după aceea, să știți, a fost o muncă foarte grea și pentru echipa care a fost aici. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le răsplătească, pentru că trezirea a fost la ora 6:30, 7 și culcarea la 12, iar pentru cei care au fost de rând, și mulți am fost de rând, așa, nu prin rotație, ci că așa a fost nevoie, pe la 1 noaptea a fost culcarea. Dar Domnul să fie slăvit că am reușit să ducem la final proiectul acesta. Mulțumim celor care v-ați rugat, care ați postit, ca Dumnezeu să dea binecuvântare. Mulțumim celor care au donat produse, bani, au fost persoane care au venit aici cu sticle de apă și nu au mai dat niciun bon și Dumnezeu să-i binecuvinteze și altele și altele. Și eu aș zice, nu în ultimul rând, mulțumim părinților care și-au trimis copiii aici. Vreau să vă spun, din 42 de înscriși, 10 au fost din afara Oastei Domnului, dacă nu greșesc, acum Dana știe cifrele exacte, dar pe mine m-a surprins atitudinea acestor 10 părinți. O atitudine, cum să vă spun, absolut de apreciat.
Mi-amintesc unul dintre părinți, și încerc să nu mă lungesc, care a venit aici, a parcat mașina lângă cort și am spus, da, uitați aici locația, așa, acolo va fi cortul și... Dar haideți să vă arăt, să, domnule, zice, eu nu vreau să văd nimic. Eu n-am venit să vă verific aici, eu n-am venit să testez apa, dacă e caldă, dacă e rece, dacă eu am venit să-l aduc aici, eu am încredere în ce se face și Dumnezeu să vă ajute. Și o atitudine extraordinară și faptul că ne-au mulțumit și faptul că s-au bucurat că s-a făcut această activitate, m-a impresionat. Oamenii aceștia care nu au fost la oastea Domnului, la noi cel puțin. Mulțumim că și-au trimis copiii în tabără. Domnul să binecuvinteze pe cei 42 de participanți înscriși, echipa de 10 instructori, dar Dumnezeu să binecuvinteze și părintele paroh de aici, părintele Persa Florin, care a fost alături de noi, și Domnul să binecuvinteze și familia Păștean, care a pus la dispoziție terenul acesta, și mai socrii mei care... au copt multe și au făcut și au tras apă și au făcut de toate, Domnul să le răsplătească. Patru zile cu aproximație, trei zile și un pic am studiat Daniel, cartea profetului Daniel, și vreau să vă spun că au fost trei lucruri care s-au spus aici. Fii un adolescent care are principii, fii un adolescent care așteaptă ca Dumnezeu să-i vorbească miraculos și să-i dea soluții în situațiile grele prin care trece. Fii un adolescent care e gata să sacrifice de dragul lui Dumnezeu orice. Aceste trei lecții au fost în tabără din cartea profetului Daniel. În ziua întâi, ziua de joi, am avut bucuria deosebită să fie în mijlocul nostru preasfințitul Benedict Bistrițianul, episcopul nostru vicar, care vreau să vă spun că pe lângă 5 puncte sistematice... N-am mai văzut predică de episcop recent așa de sistematică, foarte frumoasă și succintă. Ne-a adus și o tavă de broscuțe, bineînțeles de prăjitură, și încă o altă tavă cu... Și ne-a uimit cu toată dragostea dânsului, împreună cu părintele protopop Dan Hognog și, bineînțeles, părintele nostru paroh de aici, Persa Florin. Fratele Mimureșan a avut un mesaj în prima zi și el a mai avut multe. Domnul să-i dea răsplata care o are pentru el. Și a fost ziua 2 în care am fost împreună cu fratele Gabi Brai, cu fratele Adi Bozian și doi adolescenți ne-au uimit de la Florești. Este vorba despre Matei și Filip Ciupei. N-am știut că predică așa bine. Domnul să le răsplătească. Trebuie să-i mai implicăm că... Ei, dacă știu, din timp se pregătesc și s-au pregătit foarte bine și au avut două mesaje frumoase. Și în a treia zi a fost fratele Ionuț Ciupe cu o prelegere pe tema taberei. De la început și până la sfârșit a fost cu noi părintele Gabi Pavel, căruia îi mulțumim. Vreau să vă spun că este prima tabără din viața mea care o organizez alături de toți cei implicați și care am organizat-o împreună, invitând un preot să fie cu noi tot timpul. Și prima tabără care o încheiem cu Sfânta Liturghie. Dar a fost o experiență absolut specială. Cei care ați fost aici, cred că îmi dați dreptate. În dimineața acestei zile am fost la liturghie împreună și din timpul de liturghie, undeva la o oră, cred, nu cred că e mult dacă spun așa, sigur noi ne-am organizat în așa fel încât să ne rămână acea oră, am făcut adunare, nu? A fost o adunare frumoasă cu oameni din sat și cu toți cei care au participat la tabără. Și am făcut liturghie și adunare împreună pentru că, atenție, peste 25, nu știu numărul exact, dintre adolescenți s-au spovedit și în dimineața aceasta s-au împărtășit. Deci s-au spovedit ieri și în dimineața asta s-au împărtășit. Vorbeam cu cineva, adolescenții iubesc biserica, tinerii iubesc biserica, noi iubim biserica. Haideți să ne propunem lucrul acesta. A fost un exercițiu. Nu, cina Domnului, Sfânta Împărtășanie, trebuie să o luăm, trebuie să mergem spre potir. Și mi-ar plăcea să continuăm experiența aceasta. Și vreau să închei spunând că 5 tineri, 5 adolescenți au decis să-și predea viața Domnului și aș vrea să-i punem în rugăciunile noastre săptămâna aceasta și tot timpul care va fi de aici încolo, dar în mod special o săptămână, vă provoc să avem un timp de rugăciune pentru ei,
Este vorba despre David Mureșan din adunarea noastră, este vorba despre Sara Hidecuti de la Baia Mare, e vorba despre Sara Nica din Italia, de la Padova, care a fost cu noi și ei, cu noi și astăzi. E vorba de Iohana Voica de la Bistrița, care a plecat acasă și acolo la adunare. Și e vorba despre Daria Chioreanu de la Florești, care a făcut iarăși legământ. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate acestea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a revărsat în săptămâna aceasta și pentru faptul că ne găsim astăzi aici, în acest cort, unde vreme de 3 zile și jumătate, aproape 4 zile, l-am slăvit pe Dumnezeu și împreună cu adolescenții ne-am bucurat de o tabără despre viața lui Daniel, despre principii biblice pe care le putem învăța și le putem aplica în tinerețea noastră. Și mulțumim lui Dumnezeu și pentru ce va fi. Și vreau să vă provoc să vă rugați, și cu aceasta voi încheia, pentru tabăra de copii care începe mâine la Someșul Rece. O săptămână de data aceasta cu 65 de copii, cred, și o echipă de vreo 30 de instructori și personal la bucătărie și tot. Vă dați seama, 100 de oameni care trebuie să se coordoneze toți și aia primii 60 sunt mai greu de coordonat, 65. Domnul să le dea înțelepciune, să ne rugăm pentru ei. Și apoi, în 5-8 august, urmează partea a doua a taberei de corturi, tot aici, la Săliștea Veche, să ne rugăm și pentru aceasta. Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem slujba mai departe. A spus aici Vali despre duhuri cu care avem de luptat. Mi-e foarte clar că de aceea facem ce facem, ca să luptăm cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Și mi-a plăcut ce a spus Petrică, că trebuie să fim oameni duhovnicești și de aceea ne întâlnim în tabără, să fim oameni duhovnicești de la cea mai fragedă vârstă. Am văzut un studiu și cu ăsta închei, cel mai greu este să evanghelizezi un om bătrân și cel mai ușor este să evanghelizezi un copil. Și acum, între cele două extreme, e mai greu sau mai ușor? De aceea haideți, cum a spus Domnul Iisus, să lăsăm copiii să vină la El. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.